se închide, ci se deschide în cealaltă față. Că școala Gustii, până la urmă, cu toată mentalitatea lui de oarecum de nu de a supritor, ci a folosi munca femeilor ca ceva anexă, totuși școala Gustii a fost pionier în Europa. În Europa, nicăieri nu au fost invitate în cercetare atâta femei. Nici în Franța, nici în Germania, nici în Ungaria. Nici măcar ca anexe. Așa că când a ajuns Ștefania Cristescu Golopensia, întâlnirea Golopensia, la Paris, mari profesori se uitau cum de o femeie. Și încă este și cercetătoare și a fost la țară și era ceva de redeschis. Și evident că era și scurtată de... bine, nu numai că era frumos, era și foarte deșteaptă. Da. Teodora. Da, mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult invitatelor și invitaților care au apreciat volumul. Nu știu de unde să încep. Da, în primul rând voiam să spun la început, dar mi-a ieșit cu totul din minte, ceea ce vedeți în spate proiectat sunt imagini, primele, acum suntem la partea a doua, primele sunt din monografiile sociologice, sfârșitul anilor 20, anii 30, și următoarele, ceea ce vedeți aici un soi de costume quasi-militare, sunt demersurile din cadrul serviciului social, școlile de comandante și primele încercări de acțiune socială, culturală a femeilor și bărbaților, dar eu am ales majoritatea fotografiilor care includ femei, în sate. Serviciul social a fost o încercare, iată, aceste costume quasi-militare. A fost, deci spuneam, a fost un demers încercat, a fost o lege, de fapt, a serviciului social în 1938, s-a întrerupt în 1939, deci practic s-a născut un pic înainte să moară, de către Carol, de Dimitrie Gustii și Carol al II-lea. Bun, deci asta vedeți derulându-se la nesfârșit în fundal. Vreau să mulțumesc și Muzeului Țăranului Român pentru faptul că găzduiește acest eveniment, cum nu se poate mai potrivit acest cadru, pentru că foarte multe dintre studiile incluse în antologie sunt... Nu au fost inventate Muzeul Țăranului Român. Da, pentru Cooperativa Gustii, evident, totul se întâmplă pentru Cooperativa Gustii până la urmă. Da, deci este într-un cadru foarte potrivit, după cum cred că puteți vedea și pe pereți, dacă sunt aceleași fotografii, și cred că sunt, cu imagini de la sat, deci este un cadru minunat. Aș avea însă, și cred că am mai făcut această remarcă, o mică sugestie pentru Muzeul Țăranului Român de a-și schimba denumirea, practic, pentru că sunt două probleme cu denumirea. Una ar fi că este țăranul la singular, ceea ce înseamnă esențializare. În România, așa cum spune și Gustii, nu este doar un țăran, doar un tip de țăran, doar un sat românesc, și nu numai românesc, ci mai multe sate, mai mulți țărani. În consecință, Muzeul Țăranilor Români. Dar cum nu avem doar bărbați țărani, și volumul antologiei arată acest lucru, avem și femei țărance, în consecință ar trebui să fie Muzeul Țăranilor și Țărăncilor din România, ca să acopere întreaga problematică, da, glumesc, dar este o glumă foarte, foarte serioasă. Bun. Da. Mă mir că lumea nu a întrebat, dar presupun că deja știe, poate lumea din public să fi întrebat, de ce se numește așa volumul acesta, Personajele de a doua mână. Și pentru că am mai citat acest citat, care este de fapt și motoul volumului, o să vi-l citesc și o să înțelegeți de ce se numește Personajele acestea de mâna a doua. Este cu ghilimele, în consecință nu mi-aparține.
Și vreau să spun înainte de a citi acest fragmentel că țin foarte mult la persoana care a spus aceste lucruri în cadrul unui interviu din anii 80 realizat de profesorul Zoltán Rostas cu unul dintre cei mai importanți membri ai Școlii Sociologice de la București, Henri Hashtag. Și am să iau de aici să vă pot citi și apoi am să mai spun două cuvinte. Deci, după cum vă spuneam, este și așa și începe volumul, după paginile de titluri se află acest motto. Au fost multe femei în monografii, s-a lucrat bine cu ele, eu am lucrat în mod sistematic cu fete, m-am înțeles foarte bine cu ele. Păi, la un moment dat, în monografie, am întrebuințat studente de la Școala de Asistență Socială și acest grup de fete avea experiență deosebită în a face anchete sociologice. Le-am folosit și noi, le-am folosit în campania de la Cornova, le-a folosit și Sabin Manuilă în campaniile lui de la Fibiș. Ai nevoie de personajele acestea de a doua mână. Henri Hashtag. Știu că sunt destul de multe persoane care nu agrează această interpretare a mea asupra perspectivei lui Stahl despre femei. Nu o pot citi altfel. Îl apreciez pe Henri Hashtag din foarte multe puncte de vedere, mai ales ideologic și politic, dar din punctul de vedere a felului în care integra, înțelegea participarea femeilor, deși era foarte inclusiv, era evident supus mentalităților timpului, ca să dau așa o explicație popularizantă. Bun, o să încerc foarte rapid, pe rând, să trec prin câteva dintre lucrurile pe care le-au spus invitatele și invitații. Prima ar fi, și nu e prima dată când se ridică această problemă, ceva ce a menționat Ioana Fruntelată, etnoloagă. E vina mea, eu am feminizat numele ocupațiilor profesiilor. Dar, de fapt, este o problemă foarte importantă. Pentru că de multe ori mi s-a spus de ce socioloagă, de ce istorică, de ce ministră, sună rău. De ce sună rău? Respectă regulile fonetice ale limbii române? Da. În consecință, de ce sună rău? Pentru că nu suntem obișnuiți cu aceste lucruri și pentru că numirea, sau poate de aceea numirea în știința, în studiile de gen, în științele lingvistice e atât de importantă și în toate științele. Deci numirea reprezintă unul dintre demersurile fundamentale în orice domeniu. Pentru că este și descriptiv și prescriptiv. De la Biblie la Dex. Și mai e o problemă pe care mi-a pus-o Irina, de fapt, pe care am numit-o până la urmă cercetătoare de gen. După multe dezbateri prin SMS că nu era în țară. Cum se numește o persoană care este specialistă în studii de gen? Genoloagă? Nu știm. Eu am preferat socioloagă de gen pentru mine și cercetătoare în studii de gen pentru Irina. Bun. Mai departe, da, îi mulțumesc Jelei Doina pentru sugestia cu notele biobibliografice. Mi-a scăpat cu totul din vedere acest lucru. Ar fi trebuit să existe. O să existe de acum încolo, promit solemn. Pot să vă dau eu detalii despre multe dintre aceste femei incluse, cercetătoare incluse. Da, acolo am, dar aici nu. Da, în cazul lui Calypso Botez, de pildă, este o bibliografie foarte bogată. Ea este inclusă în alte dicționare, inclusiv în dicționare realizate la Central European University Press. Deci Calypso Botez este, Alexandrina Cuzito la fel este. În schimb, în cazul altora dintre monografiste, n-aș putea să dau mai mult decât numele și că au participat la anumite monografii. În cazul altora care nici măcar nu figurează cu texte aici, chiar mi-am făcut o listă și mi se pare foarte trist, Madarazi, Orghidan, Stamate, Corniv, Gorăscu, nu mai există nici măcar prenumele. Deci s-a pierdut până și prenumele. N-am decât numele de familie din anumite documente semnate de ele. Foarte trist. În alte părți se fac biografii ale unor oameni care au venit acum 400 de ani și noi nu reușim pentru un secol. Da, și noi nu reușim după mai puțin de un secol să recuperăm aceste nume. Da,
Dar este simptomatic, este un lucru care arată cât de important este să recuperăm numele femeilor care au participat, și nu numai ale femeilor, care au participat la aceste demersuri de cercetare. Dar în cazul nostru, pentru că de asta mă ocup, nu ne putem ocupa toți de tot. În consecință, trebuie să ne alegem feliuța noastră. Încerc să văd ce mi-am notat în continuare. În cazul criteriu, eu nu știu să existe bărbați. Am această întrebare legată de Alice Voinescu, în ceea ce spunea Ionuț. Nu știu de cât bărbați. Există posibilitatea să fi întâlnit numele de Alice Voinescu, dar este singurul care vine în minte. Trebuie să mă uit. Tu ai spus la un moment dat femeile care să-și facă o carieră în cercetare. Felul în care am privit eu lucrurile a fost un pic mai mult decât atât. Nu doar să-și facă o carieră în cercetare, ci au fost incluse într-un grup organizat. Și asta e valabil pentru toate persoanele care au vorbit despre femeile din școala agustiană, ca fiind unice, că au fost incluse în cercetare. Dimensiunea aceasta de puțin întâlnit până la unic, de fapt nu știu ce s-a întâmplat în toată lumea cu toate grupurile de cercetare, este această includere într-un grup organizat de cercetare. Ca așa, femei care antropologe, sociologe, cu siguranță că mai există, foarte cunoscute, numele lor este în dicționare de sociologie, dar într-un grup organizat, interdisciplinar, care a depus eforturi de cercetare pe o perioadă mai îndelungată de timp. Deci asta este unic, să zicem, sau puțin întâlnit la școala agustiană. Da, vorbeam cu domnul Alin Ciupală și înainte de dezbatere, că ar fi un efort fenomenal junimea și ar merita o comparație în momentul în care există documentele cu ceea ce s-a întâmplat în școala agustiană. Și îmi notasem eu aici că nu doar, și asta am și făcut, de fapt, în studiul meu introductiv, deci, practic, volumul reprezintă aportul, o parte din aportul femeilor la cercetarea socială din perioada interbelică. Ceea ce am făcut, deci în volum, ceea ce am făcut în studiul introductiv a fost de a vedea care au fost raporturile, cum a spus dumneavoastră, de gen. Deci felul în care s-a conturat includerea inițial și apoi excluderea femeilor din demersurile de cercetare. Deci a fost, eu nu m-am ocupat propriu-zis de conținutul scrierilor acestor femei, ci mai curând de ce s-a întâmplat în jurul realizării cercetărilor de către cercetătoarele femei. Bun, și pentru că ar trebui să deschid mai curând discuția, o să mă opresc la ultima întrebare pe care am lansat-o în această invitație. Cui și de ce este de folos istoria femeilor? Cu alte cuvinte, cui și de ce? De ce e nevoie să facem o istorie care să includă și femeile? Nu este suficientă. Nu este suficientă istoria așa cum se face acum? În manualele de pildă de istorie de clasele 1-12 și apoi la facultate în cercetări?